Captură record de heroină la granița Bulgaria-Turcia. Vame și Bulgaria au confiscat numai puțin de 400 de kilograme de heroină. Valoarea de piață a capturii depășește 8 milioane de euro. Drogurile erau ascunse în saltele de dormit într-un camion ce venea din Turcia. Potrivit documentelor false, desigur, camionul transporta saltele fabricate în Iran ce urmau să ajungă în Uniunea Europeană. Dar agenții de frontieră din Bulgaria și-au dat seama că nu este în regulă și au verificat. La verificare au descoperit pachete de heroină în 159 de saltele.